preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dragii mei, n-aș vrea să repet în dimineața aceasta greșeala pe care am făcut-o joi și sper să nu mai repet niciodată. Joi seara, către sfârșitul programului, când m-am ridicat de pe bancă, am spus niște cuvinte care poate că fratelui Gigel i-au căzut greu și dimineața aceasta și vrut să-mi cer scuze, doar că fratele Gigel între timp cred că a ieșit și probabil că o să îmi cer scuze când o să-l întâlnesc. Gândul pe care am vrut să-l exprim joi seara nu l-am exprimat în cele mai potrivite cuvinte și putea să fie înțeles foarte nepotrivit. N-a fost intenția mea să spun ceva care să-i cade greu, ci am vrut doar să spun că atunci când sunt pus în situația la fără 12 minute să decid ce trebuie să fac, îmi este greu să aleg să iau cea mai bună decizie. Să încerc să mai vorbesc din cuvânt când timpul este destul de limitat sau să chem biserica la o rugăciune de mulțumire. Dacă aș simți că biserica are râvnă pentru rugăciune și ar fi o rugăciune frumoasă, probabil că ar trebui să chem biserica la rugăciune. Dar câteodată n-am destulă înțelepciune. De fapt, constat mereu lucrul acesta și mă rog pentru înțelepciune. Și în timpul pe care l-am la îndemână, nu reușesc întotdeauna să fac ceva care să fie de folos. Fratele Petre îmi sugera ca în dimineața aceasta să spun câteva lucruri cu caracter general despre pildele Domnului Iisus, urmând ca la programul de după masă, dacă Domnul ne va ajuta să ne vedem din nou în locul acesta, să intrăm în detalii. Prima parte a sfatului o voi asculta. Voi spune câteva lucruri cu caracter general despre pilde. Cu privire la partea a doua, aceea care se referă la mesajul de după masă, mai rămâne de văzut. Mai rămâne de văzut. Aș vrea să vă spun că Domnul Iisus, atunci când a venit pe pământ, ca scop principal al venirii sale, a fost acela, sau l-a avut pe acela de a ne mântui pe noi. Era nevoie de o jertfă cu care să ne împace pe noi cu Dumnezeu, să ne aducă pe noi într-o relație bună cu Dumnezeu, o jertfă prin care să ne asigure nouă, o cale nouă și vie, prin care să ne putem apropia de Tatăl nostru, de care ne-a îndepărtat cândva prin păcat. Îl slăvim pe Domnul Iisus că prin jertfa Lui ne-a asigurat această cale. Îl slăvim că pentru că această cale încă mai este deschisă. Însă, pe lângă scopul acesta primordial, Domnul Iisus a mai avut în vedere în lucrarea sa publică, pământească, și alte scopuri care s-au subordonat acestuia. A mai avut drept scop și acela de a nimici lucrările diavolului. Cel puțin Ioan, în epistola sa din tâi, mărturisește lucrul acesta. Și Domnul Iisus l-a dovedit și lucrul acesta atunci când s-a ocupat de oameni care erau legați și a eliberat. Atunci când s-a apropiat de oameni sau i-au fost aduși oameni bolnavi și Domnul i-a vindecat. Apoi, un alt scop pe care l-a avut Domnul Iisus când s-a întrupat, a mai fost și acela de a ne vorbi despre Dumnezeu Tatăl. Încă de la început, oamenii din orice cultură, din orice neam, din orice limbă, au avut așa o percepție a faptului că undeva deasupra există ceva. Și acel ceva au încercat să și le explice în toate felurile. Mulțimea religiilor lumii dovedește că oamenii și-au făcut tot felul de imagini și concepții despre dumnezeire. Dar au fost foarte greșite toate aceste concepții și aceste imagini.
Evreii au avut binecuvântarea de a căpăta cuvinte de la Domnul, de la Dumnezeu din cer. Și ar fi putut să îl cunoască pe Dumnezeu și să-și formeze despre Dumnezeu o imagine și o concepție sănătoasă, potrivită cu adevărul. Dar din nefericire și cu ei s-a întâmplat ceva și pentru că au avut parte de învățători care nu cunoșteau ei înșiși pe Dumnezeu, sigur că nici poporul acesta sute de ani n-a avut o concepție prea sănătoasă despre Dumnezeu. Și a venit Domnul Iisus ca să ne vorbească despre Dumnezeu Tatăl și să ni-L prezinte, să ni-L descopere. Și cea mai bună imagine și cea mai bună concepție despre Dumnezeu o poate căpăta cineva uitându-se la Domnul Iisus, ascultând cuvintele sale și îl slăbim pe Domnul că ne-a ajutat să îl cunoaștem pe Tatăl nostru Ceresc. Pe de altă parte, Domnul Iisus a mai avut și drept scop să ne spună ceva despre casa unde suntem așteptați, despre împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu. El era cel mai autorizat să ne vorbească despre împărăția cerurilor, despre locul în care suntem așteptați și doriți. E trist că noi nu ne dorim tot atât de mult să ajungem acolo pe cât își dorește Dumnezeu pentru noi. E trist lucrul acesta. Că dacă noi am dorit și noi să ajungem acolo, multe lucruri ar fi altfel în viețile noastre. Și Domnul Iisus, îmbrăcând trup de om, a trăit printre semenii noștri timp de 33 de ani și în ultimii 3 ani și jumătate le-a vorbit oamenilor despre împărăția lui Dumnezeu, încercând să-i determine să-și dorească să ajungă acolo. Eu sunt așa de bucuros că aceste pilde ale împărăției au rămas scrise pe paginile Bibliei pentru noi. Este tot ce a avut Dumnezeu ca eu și tu să știm despre împărăția aceea. Pildele sunt istorioare scurte, care folosind imagini și simboluri din viața de zi cu zi, au menirea să transmită adevăruri spirituale adânci. Și eu cred că în vremea de astăzi noi putem fi mult binecuvântați aplecându-ne în cercetare și cugetare asupra pildelor Domnului Iisus. Există însă câteva dificultăți. Și una dintre ele vine din faptul că între vremea în care au fost rostite și vremea noastră există nu doar o prăpastie de timp de aproximativ 20 de viacuri, ci există și o prăpastie de cultură. Și dați-mi voie să explic lucrul acesta. Cele mai multe din pildele Domnului Iisus veți vedea că sunt preluate din domeniul agriculturii. Pentru că în vremea de atunci agricultura reprezenta o ocupație de bază a oamenilor, un mijloc, un mod de a-și câștiga pâinea. Și aproape toți ascultătorii Domnului Iisus știau ce înseamnă și țarină, și obor, și sămănător, și sămânță. Știau ce înseamnă plug, știau ce înseamnă să sece. Și până prin secolul 19, până prin secolul 20, oamenii au trăit destul de aproape de domeniul acesta de activitate. Însă, de o vreme încoace, lucrurile sunt într-o schimbare rapidă. Și foarte puțin din ascultătorii Cuvântului lui Dumnezeu mai au contact, cât de cât contact cu agricultura, în așa fel încât să știe despre ce se vorbește. Mi-a fost dat să aud predicatori care au vorbit din pilda aceasta despre neghină și sunt absolut convins că n-au văzut neghină în viața lor. Și atunci când eu nu sunt profesor de fizică, dacă totuși vreau să folosesc un simbol din domeniul fizicii, ar trebui să fiu atent, să nu intru în fizica atomică, în fizica cuantică, pentru că mă pierd și s-ar putea printre ascultătorii mei să găsească cineva care să știe mai bine. Atunci când nu sunt un istoric, ar trebui să am grijă când folosesc o ilustrațiune din domeniul istoriei și dacă nu stăpânesc bine domeniul respectiv, să fiu cu măsură și cu împătat în vorbirea mea
Pentru că s-ar putea printre ascultătorii mei să fie oameni care cunosc mult mai bine domeniul respectiv. Și acum aș vrea să vă spun totuși că se cere foarte multă călăuzire de sus și mă rog pentru această călăuzire, pentru că este foarte important să vedem într-o pildă ce a vrut să spună Domnul Iisus și aceea să spunem și noi. Să nu spunem nici mai mult, dar să nu spunem nici mai puțin. Că dacă într-o mâncare pui mai multă sare decât trebuie, s-ar putea să nu fie bună și cineva să aibă îndrăzneală să spună a fost cam țărată. Și dacă pui prea puțină, s-ar putea cineva să-și ia inima în din să spună mi-a dat mâncare nesărată. Trebuie să vedem exact ce a vrut să spună Domnul Iisus, să nu spunem nici mai mult și nici mai puțin. Și încă un detaliu pe care aș vrea să-l subliniez. Ar trebui să facem foarte multă atenție în găsirea elementelor de corespondență. Sunt elemente în pildă care și-au corespondentul în vremea noastră și se cere multă înțelepciune să știi ce se potrivește cu ce anume. Dacă vreți, e ca și la examinarea aceea în care trebuie să meciui diferite părți din fraze pentru ca fraza să aibă înțeles. Cred totuși, dincolo de toate lucrurile acestea, că pildele reprezintă pentru noi o sursă de învățătură foarte bogată. Și ca să vă stârnesc într-o oarecare măsură curiozitatea, am să vă spun că pilda aceasta a neghinei, pe care am citit-o și din care poate că o să și vorbim dacă Domnul vrea, pilda aceasta răspunde la una din întrebările care au frământat omenirea de generații. Oamenii de bine, oamenii de bun simț, au văzut întotdeauna că în lumea aceasta există multe lucruri rele, multe situații greu de înțeles și și-au pus mereu întrebări. Oare de ce sunt lucrurile acestea așa cum sunt? Și noi creștinii ne confruntăm mai devreme sau mai târziu cu întrebarea. Ne opun câteodată oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu și se apropie de noi și câteodată au îndrăzneala să ne întrebe. Dacă Dumnezeul pe care voi îl predicați, Dumnezeul pe care voi îl numiți Tată, El este și bun, cum spuneți voi, dar nu spunem numai noi, o spune Biblia, dacă Dumnezeul pe care îl numiți Tată este și înțelept și este și atotputernic, putând să facă tot ceea ce își dorește, atunci cum se face că există atâta rău în lume? Cum se face că e atâta suferință? Cum se face că este atâta nedreptate? Cum se face că sunt atât de multe lucruri care parcă nu au logică, nu ar trebui să fie așa? Pilda aceasta neghinei, să știți că dă un răspuns foarte clar la asemenea întrebări. Întrebări de felul acesta de bună oară au frământat mintea lui Asaf. Și el exprimă într-unul din psalmii pe care îi scrie, un psalm pe care noi l-am folosit de multe ori și am predicat din el aici. Asaf s-a uitat cu jind la cei răi pe care i-a văzut în jurul lui. Știa că sunt răi. Știa că sunt oameni care calcă în picioare poruncile lui Dumnezeu și totuși, când se uita la ei într-un anume fel, nepotrivit aș spune eu, el a tentat să tragă concluzii greșite. El, spre deosebire de ei, căutase să meargă pe calea cea dreaptă, pe linia învățăturilor pe care le-a avut la îndemână, pe care le-a primit poate de la părinții lui. Și ceea ce el vedea, îi se părea că e nedrept, e nedreptate în lume. Și probabil că până la un anume moment al istoriei, așa vor și rămâne lucrurile, cam nedrept. Ieremia, de partea lui, profetul acesta care l-a cunoscut atât de bine pe Dumnezeu, zicea la un moment dat, Doamne, Tu ești prea drept ca să mă judec cu Tine. Eu recunosc că Tu ești drept, dar în minte mi se învârte mereu o întrebare și nu reușesc să scap de ea. Și el zice, Te-aș întreba totuși, cum se face că cel rău propășește? Și întrebări de felul acesta
Nu le-au avut doar Asaf și Ieremia. Întrebări de felul acesta le-ați avut și voi. Le-am avut și încă le mai am și eu câteodată. Și vin ce spun acum în încheierea scurte mele lor de cuvânt. La întrebări de felul acesta răspunde foarte limpede pilda neghinei. Și încă o dată zic, dacă Domnul ne va ajuta, vom ajunge să și vorbim din pilda aceasta, pentru că eu cred că este de folos. Mi-am propus să abordăm pildele Domnului Iisus și probabil că în acest capitol 13 din Matei vom zăbobi mai mult, pentru că aici sunt cuprinse 7, dacă nu chiar 8 pilde rostite de Domnul Iisus, împuse la oaltă. 7 sau chiar 8, dacă ținem cont de un verset care se constituie și el într-un fel de pildă, cea de-a 8. Versetul 52, el le-a zis, de aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se aseamănă cu un gospodar care scoate din misteria lui lucruri noi și lucruri vechi. Amin. Aceasta fi cea de-a 8-a. Iată câtă bogăție doar în acest capitol 13 din Matei. Și dacă Domnul ne va ajuta, le vom lua pe rând și vom căuta să înțelegem ce-a vrut Dumnezeu, ce-a vrut Domnul Iisus, ce-a vrut Duhul Sfânt să ne transmită nouă. Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin. Amin.